Bună ziua, sunt Cornelia Nițaș, profesor de fizică la Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare. Predau de 30 de ani liceenilor și am căutat de mult, am reușit în 2010 să interacționez cu profesori de la noi, din străinătate, de la care să învăț și să văd cum procedează ei în interacțiunea cu elevii. Am reușit în 2010, spuneam, să ajung la un curs la CERN, Marele Accelerator de Particule. După aceea am ajuns la un curs de 3 zile în Belgia, la Agenția Spațială Europeană în 2019. Acolo am văzut că profesorii am avut ca temă să ne jucăm, să construim roboței și acolo am văzut că Scratch-ul, Python-ul are legătură cu robotica. Am întâlnit un profesor care avea tânăr o dexteritate extraordinară să lucreze cu toate aceste unelte, să zic așa, italian și l-am întrebat cum reușește și de unde știe. Îmi spunea că în laboratoarele de fizică el a lucrat în liceu așa ceva și mi-am dat seama că ar trebui să mă implic mai mult. Am avut norocul să găsesc cursurile de la Asociația TeachSAP, să intru în comunitatea Predau Viitor, pe platforma Predau Viitor. În 2020 am făcut primul curs, Introducere în Scratch, iar apoi în vara anului 2021, Introducere în Python. Toate cursurile acestea au un farmec aparte, nu poți să le răsfoiești. Trebuie, după ce ai trecut de ele, să dai o anumită testare ca să treci mai departe. Deci nu poți altfel. Și te intri așa, ca și într-un principiu al dominoului, te atrage, ești curios ce este mai departe, mai departe și ajungi la final. Când primești o temă de pildă în Scratch să fac un filmuleț, a fost interesant, extraordinar, dar eu ca părinte n-am fost niciodată pentru ca al meu copil să se joace pe calculator, dar acest Scratch l-am văzut ca o joacă pe calculator, iar acum am înțeles care este importanța și, într-adevăr, are farmecul lui aparte. Acel limbaj vizual le dezvoltă creativitatea copiilor și toate aceste programe sunt niște lucruri extraordinare din care am avut toți de învățat. Am desfășurat Meet and Code pentru prima dată în 2019, două evenimente, însă în 2021 am îndrăznit să aplicăm pentru finanțare. Am spus dacă se pot obține finanțările, de ce să nu îndrăznim să și aplicăm? Oricum, copiilor, elevilor le-a făcut plăcere să participe la astfel de activități. Pentru ce am obținut finanțarea? Pentru evenimentul să înțelegem mai bine Universul STEM, utilizând microbitul. Microbiții i-am întâlnit și mi-au făcut cunoștință cu ei. O doamnă din comunitatea Predau Viitor, o doamnă care a fost formator în curs ESERO. Deci, dacă am ajuns la Agenția Spațială Europeană, am vrut să văd această parte din România și am avut parte de niște oameni extraordinari.
Pop, Virgiliu, Cristina ne-au format. Am avut marea onoare să îl întâlnesc pe domnul Dorin Dumitru Prunariu, tocmai în anul în care s-au împlinit 40 de ani de la zborul singurului român în cosmos și toate acestea s-au legat pentru noi. De aceea am spus că ne-am intitulat să înțelegem mai bine Universul, cu gândul la multe am încercat să legăm faptul că zborul, să zic așa, pe Marte, roverele, roboței, da, care au ajuns pe Marte, la un moment dat eu, profesor de fizică, aveam impresia că este ceva de domeniul SF-ului, până am înțeles că trebuie să urmărim toate aceste noutăți ca să fim în ton cu ele și să le aducem la cunoștință copiilor. Le-a plăcut foarte, foarte mult activitatea cu microbitul și bineînțeles că aventura microbit a continuat cu mai multe activități. Nu ne-am oprit la aceasta. Am găsit un ghid pentru ghidul meserilor viitorului. Este ghidul respectiv pe internet a unei alte doamne extraordinare. Scapă acum numele și singur am menționat-o în articolele noastre, pentru că am încercat să mediatizăm activitățile noastre într-un simpozion la care am trimis raportarea care am avut-o și pentru Mitencod și într-un concurs la care au participat copiii pentru a vorbi despre aceste activități și a putea ajunge și alți colegi de-ai noștri să intre în posesia acestor materiale cu care noi am făcut prima dată cunoștință online. Microbitul, de pildă, l-am cunoscut prima dată online. Ne-am bucurat după ce au venit pachetele. Noi vroiam să lucrăm deja știam cum să codăm pentru că am lucrat pe acel simulator din Microsoft Make Code. Deci au lucrat copii pe telefoane, acasă, pe calculatoare, în clasă le-am arătat că se poate și cu telefonul, iar deci activitatea noastră n-a fost de o oră sau două, ci ne-am mai lungit puțin, ca să nu spun că a continuat activitatea și acasă, pentru că pe rând microbiții au ajuns acasă la elevi. Deci aici am dat un pic din casă, trebuiau să rămână numai în școală. Îmi doresc foarte mult un club, să spun așa. Avem o revistă de mai bine de 6 ani, în care încercăm să mediatizăm toate activitățile frumoase la care participă ei, pentru ca viitorii racovițenii să ne provoace. Vrem și noi activități de genul acela. Dar scopul proiectului a fost creșterea încrederii în programare. Elevii din consumatori de programe s-au transformat, să zic așa, în creatorii de programe. Chiar dacă microbitul ni se pare nou că este pentru cei mici, câștigul a fost și pentru noi cei mari. Am aplicat și McQueen. În imagine avem numai cum au lucrat la ore, dar sunt imaginile atunci când le-am dat pachetele, da, microbiții, lucrau cu telefoanele de pe telefon și au fost atâta de drăguți, iar eu foarte surprinsă, să spun așa,
Bine că în afara orelor am avut profesorul meu de la o clasă de matematică informatică, l-am ajutat ca să fie, să spun așa, ajutorul meu. Dar de fapt a fost acolo, nu pot să spun că eu am fost profesorul, la un moment dat a fost chiar un mentorat. Deci lucrând pe grupe, fiecare grupă la un moment dat parcă avea profesorul lui și ei pe rând când mai descopereau ceva. Deci am învățat prin descoperire, da, așa cum scrie în cărțile noastre, să învățăm prin descoperire. Ce impact a avut asupra noastră? Elevii mai doresc, ziceam că nu ne-am oprit la acest eveniment, aventura microbit continuă. Am mers mai departe la alte clase. Evenimentul era numai pentru clasa a 12-a. L-am extins la clasa de a 10-a Mate Info. Bineînțeles, am ajuns cu activitățile și la boboci. Cel mai frumos și la clasă de mate, de știință de clasa a 10-a. Ce a fost cel mai frumos când ei au reușit în pauză să facă un schimb de experiență. Atunci mi-am dat seama că nu este numai acel ceva ce îl impun eu, ci totul a rezonat, le-a plăcut și atunci mi-a plăcut că au făcut un schimb de experiență, de pildă. Cei de a 10-a i-am luat la boboci și le-a prezentat microbiții, după care, într-o altă pauză, după ce microbiții au rămas la cei de-a noua și au găsit proiecte, de pildă despre la mecanică, despre la lecția viteză, le-au aplicat fără să le arăt eu un anumit proiect. Au găsit proiecte, au venit, mi-au arătat ce au reușit. Mai rămâne să facem niște filmulețe. Mi-ar fi plăcut să rămână, n-am fost inspirată să-i filmeze atunci cât de extraordinare au fost, cât de bine s-au descurcat la a prezenta proiectele. Dar ce a fost frumos când le-am dat mașinuța McQueen, cei de clasa nouă au venit cu ideea de ce să nu facem din microbiți ca și o telecomandă. Stânga-dreapta, cu fiecare microbit să dea o altă comandă. Și au fost extraordinari când le-au arătat bobocii celor de clasa 10 ce au reușit să facă un picuț mai mult decât de la ce am pornit împreună. Da, cred că cel mai minunat feedback a fost atunci când bobocii au venit și ne-au spus că pot să facă mai mult decât le-am arătat eu, decât le-au arătat cei de clasa 10, pentru că și-au făcut timp. Și plecând de la microbit, am descoperit cu și Python-ul din dorința de a aplica graficele la legile gazelor la fizică, tot așa le-am arătat și până la urmă m-am trezit că ei sunt profesorii mei și la Python. Le-am arătat ce am învățat la curs. Asta este cel mai grozav feedback ca elevii mei să mă învețe pe mine, iar mai departe, bobocii mi-au făcut surpriza să participăm acum, deci au reușit prima echipa mea să participe la un concurs de la Agenția Spațială Europeană prin Fusion 360, utilizând așa ceva, n-am știut despre așa ceva, am participat la cursurile ESA în această vară, cursurile online pentru a învăța despre altceva, Tinkercad.
Se zice că nu, s-ar zice, profesorii de fizică cred că ar zice că nu-i nimica fizică în toată povestea aceasta, dar sunt ustensile care cei din afară le utilizează la lecțiile de fizică și poate că o să reușim să învățăm să aplicăm. Procesul de aplicare meet and code. La început, când am citit despre așa ceva, mă gândeam că nu o să fim în stare să reușim să căutăm un ONG cu colegii din școală, cu colega mea de informatică, care este ambasador, dacă nu mă înșel, Meet and Code. Edina, ziceam să ne facem un ONG. Ei, am avut șansa să merg la niște activități în Baia Mare, un maraton organizat la noi la Mogoșa și îmi spunea domnul de acolo că foarte bine colaborează cu ONG-urile care cu siguranță sunt peste tot în țară. Aș nominaliza Rotary Club Baia Mare, suntem extraordinar de mulțumiți și nu cred vreodată că pentru noi microbiții vor reprezenta altceva decât ne vor aminti cu siguranță despre Rotary și despre Asociația DigiSap. Fără cele două la pachet nu reușeam. Ce rol? Încurajez orice profesor să găsească un ONG. Rolul ONG-ului este ca să poată să ne procure acele. Deci intră în posesia finanțărilor de la Meet and Code și se asigură acel ONG că fondurile sunt utilizate pentru. Deci noi am primit propriu-zis materialele, dar bineînțeles, după ce ne-am propus și am scris un proiect care oricum în 2021 am aplicat pentru finanțare, dar noi în 2019 am ținut două activități și am fost super încântați că am făcut parte din această familie mare și internațională a Meet and Code-ului și Code Week. Mulțumim frumos!